Bună seara și bine v-am regăsit la audiență regională. În această seară, cu un pic de întârziere, pentru că spre sfârșitul săptămânii o să fie un eveniment frumos la Sinaia, iar invitatul meu din această seară este participant la acest eveniment și bineînțeles că se antrenează de zor pentru că trebuie să facă acolo o figură frumoasă, dat fiindcă va fi și gazdă, va fi în același timp și concurent. Vorbim despre primarul localității Sinaia, Vlad Oprea. Bună seara, bine ați revenit! Sărumâna, bine v-am regăsit! Cum sunt pregătirile? Pe ultima 100 de metri, chiar am întârziat puțin la emisiune pentru că am avut câteva antrenamente astăzi pe traseu de recunoaștere. Vreau să reprezint cu cinste orașul nostru la această competiție. Da, o să discutăm despre acest eveniment frumos, acest eveniment mult așteptat de către toți cei care sunt iubitori de cai viteză și, bineînțeles, și de tehnică între ale condusului. Dar până atunci mai avem multe subiecte. O să discutăm, o să aflăm în seara aceasta care sunt stadiile lucrărilor la reabilitarea centrului stațiunii de pe Valea Prahovei. De asemenea, o să aflăm cum stau lucrurile cu muzeul de la Sinaia, dar și cu spitalul. Probabil mulți dintre dumneavoastră se întreabă în ce fază este acum tot proiectul acesta cu spitalul mult așteptat pe Valea Prahovei și, de asemenea, sunt multe alte teme pe care o să le abordăm în această seară. 0344-112229 este numărul de telefon. V-aș ruga, dacă este să interveniți în direct, să fie întrebări strict legate de Sinaia, de partea aceasta de modernizări. Pe de altă parte, vă aștept și pe pagina de Facebook, Audiență Regională VPTV. Acolo aveți prezentată tema emisiunii din această seară. Așteptăm întrebările dumneavoastră și o să le discutăm până la finalul acestei emisiuni. A fost bacalaureat, a fost o verbă foarte mare la nivel național. Dumneavoastră ați avut liniște pe Valea Prahovei, am văzut că a fost undeva peste media națională, rata de promovabilitate. În general, sunt rezultate bune la Sinaia și mai ales și pe plan sportiv, știu că aveți copii foarte, foarte talentați. Nu numai la sport, dar și la învățătură am avut rezultate bune. La bacalaureat avem aproape, dacă nu mă înșel, 66% promovabilitatea, ceea ce e un rezultat bun. N-au fost incidente majore, toate lucrurile au decurs normal, n-am avut niciun fel de probleme, n-a trebuit să vină nici poliția, nici procuratura la școală și colegiul a rămas la înălțime. Da, din păcate, examenul maturității a fost umbrit de acest scandal. Am văzut atât în București cât și în alte localități din țară că au existat astfel de discuții. Au fost și niște lucruri care s-au întâmplat, după cum a spus dumneavoastră, în Sinaia nu a fost. Dar, din păcate, se întâmplă. Din ce cauză? Aș dori să începem puțin cu partea aceasta a învățatului, pentru că dumneavoastră aveți nevoie de oameni tineri în primărie, oameni care să fie pricepuți. Tinerii care au trecut acum de examenul maturității sunt viitorii studenți și viitorii dumneavoastră angajați. Poate în spital, poate la muzeu, poate la primărie. Dintotdeauna, chiar încă de la începuturi, de când sunt la primărie, am promovat tinerii, am susținut și, după cum știți, lucrez cu o echipă de oameni tineri, pornind de la colaboratorii mei direcți, deci echipa din primărie, cât și din societățile comerciale. Și am ales oameni buni, majoritatea din Sinaia și chiar majoritatea a terminat în Sinaia, au terminat liceul. Nu este ușor să rămâi în Sinaia. Sinaia este un oraș unde e destul de greu să găsești și de muncă și de locuit, pentru că locuințele sunt scumpe. De aceea foarte mulți aleg să plece în alte localități. Încercăm prin tot ceea ce facem să îi menținem în orașul nostru pentru ca orașul nostru să dezvolte mai departe. Am dat încă de la început o mare importanță și învățăturii, dar și sportului. În afară de faptul că am renovat școlile, am reparat grădinițele, am modernizat, am construit noi grădinițe, îi încurajăm pe foarte mulți copii să facă sport, iar și nivelul de la învățătură este destul de ridicat. Sunt foarte exigent cu directorii de la cele două școli generale, de la colegiu, iar ei, la rândul lor, sunt la fel de exigenți cu profesorii. Și iată că, în timp, rezultatele se văd. Nu întotdeauna suntem mulțumiți de ceea ce realizăm, dar, per total, dacă e să facem un bilanț, rezultatele au fost pozitive. Și n-am avut niciun an probleme grave. Am reușit de anul trecut să introducem în școli camere de luat vederi,
în interior, pe toate culoarele, în zonele, să zic, sensibile, cu zonele comune de circulație. Anul acesta, prin programul, prin acel proiect european de reducere a infracționalității pe care l-am câștigat anul trecut în valoare de 300.000 de euro, dacă nu mă înșel, vom introduce camere de la vedere și în exteriorul școlii, pentru a monitoriza și acolo tot ce se întâmplă. Deci lucrurile sunt sub control și cred că merg bine în Sinaia. Asta este bine și, după cum spuneam, este o medie ușor peste cea la nivel național, unde a fost 50-50 și un pic la sută. De altfel, în ultimii ani se îndoctrinase ideea că toată lumea care susține bacalaureatul trebuie să-l treacă neapărat și cu notă mare. Nu se punea problema dacă l-ai trecut, ci cu cât l-ai trecut. Și de multe ori aveam surpriza ca viitorii studenți și chiar viitorii absolvenți abia să cunoască limba română, practic pentru ei să fie o limbă străină. Poate că este mai bună această triere și poate că ar fi bine să înțeleagă că a venit momentul să mai pună și mâna pe card. Din păcate, am văzut că există susținere negativă și din partea părinților. Am văzut cazul de la Bolintineanu, unde părinții erau disperați că au pierdut acei bani pe care i-au dat pentru șpagă și, de altfel, și în alte județe. După cum am spus, în Sinaia n-au existat incidente, de altfel în Prahova n-au existat. Au fost câteva situații de copii prinși în timp ce copii au, dar... Lucruri minore care au putut fi rezolvate la timp, da. E bine, aveți nevoie de astfel de persoane și în proiectele gen cum este Via Sinaia Design Verde Deschis, un proiect foarte important, un proiect amplu și un proiect care a deschis șantierul în Sinaia. Foarte mulți vă critică pentru faptul că centrul stațiunii este aproape impracticabil, dar nu știu cât de frumos va fi acolo. O să-i rog pe colegii mei să dea în timp ce discutăm despre acest proiect și imaginile cu tot ceea ce urmează să fie în Sinaia. Cum stăm cu lucrările aici? Proiectul este foarte amplu, este un proiect de regenerare urbană a zonei centrale a orașului și nu este deloc un proiect ușor. Da, foarte mulți mi-au spus atunci când l-am început că n-ar trebui să-l fac, că nu e cazul să facem așa ceva, că mergea ca și până acum. Eu am considerat că trebuie să facem schimbări importante în oraș și dacă până acum pe zona centrală, în ultimii 70, poate 80 de ani de zile, doar s-a asfaltat sau s-a reparat o bordură, acum se schimbă absolut tot. Plecând de la ce înseamnă și suprastructura, deci carosabilul, trotuarele, dar și infrastructura, tot ce înseamnă instalațiile care sunt în subteran. Evident, lucrările sunt extrem de complexe. Știu îngrijorarea celor care și acelor care vin la Sinaia și în mod special și a sineinilor. Știu că s-a creat un disconfort prin aceste lucrări, dar cred că beneficiile vor fi mult mai mari decât lucrurile poate negative de care ne lovim în această perioadă. Cum spuneam, este o lucrare extrem de amplă și e o lucrare care ne împiedică să mergem în ritmul în care noi am fi vrut de la început. Din mai multe motive și am să le expun foarte pe scurt. Chiar vă rog, mă sigur, sunt foarte interesați și turiștii și sineeni. În primul rând e vorba de vreme. După cum vedeți, m-am cerut chiar prognoza. De fapt, am făcut o analiză pe luna iunie cu cei de la INMH să vedem câte zile ploioase au fost. Din toată luna au fost doar 5 zile în care nu a plouat. Deci vă dați seama, în toate celelalte zile a plouat. În zile în care plouă, nu numai că nu se poate lucra, dar se deteriorează lucrările care s-au realizat până atunci și nu am putut să începem asfaltarea absolut deloc. Dacă în toamnă, pe un tronson, pe strada Republicii, am reușit foarte rapid să-l asfaltăm pentru că vremea ne-a permis, acum nu reușim aproape de o lună și jumătate pe lucrările desfăcute pe bulevard să trecem la ultimul strat de asfalt. Din cauza ploilor care vin peste noi, care strică stratul suport, asta pe de-o parte. Al doilea element care ne întârzie lucrările se referă la ceea ce am găsit pe dedesubt. Nu știam în momentul în care s-a făcut proiectul că foarte multe conducte de canalizare care păreau foarte ok la suprafață, gurile de scurgere sunt deteriorate. Când s-a desfăcut și chiar acum, după ultima ploaie, am observat că a apărut un crater în mijlocul bulevardului. De fapt, marea parte a conductelor de legătură, acele gaigăre care preiau apele pluviale, erau deteriorate. A trebuit să desfacem, să refacem acele lucrări, pentru că, cum spuneam, sunt niște lucrări ample care nu s-au mai făcut de când s-a construit bulevardul de pe timpul regelui Carol I. De atunci nu s-au mai făcut lucrări de modernizare cu adevărat.
ci în timp s-a turnat cât un strat de asfalt, s-a mai schimbat două, trei borduri, s-a mai locuit o pavea pe trotuar, dar niciodată lucrurile atât de ample, pentru că poate oamenii nu știu și poate nici turiștii nu știu. În Sinaia, drumul principal era atât de deteriorat încât dacă nu începeam lucrările anul trecut, în toamnă, nu se mai putea circula pe zona centrală. Era asfalt, ultimul asfalt era turnat acum 18 ani și era foarte, foarte stricat. La fel, au apărut pe parcurs conducte ale deținătorilor de utilități pe care nici ei nu mai le cunoșteau, nici în momentul în care ne-au dat avizul, e vorba de RomTelecom sau de la Serviciul Telecomunicații Speciale, și fiecare situație în parte a trebuit să fie rezolvată. Constructorii lucrează, da bani în măsura în care pot să facă acest lucru. Sperăm că suntem puțin întârziați cu lucrurile, sperăm să recuperăm, evident depindem extrem de mult de drumuri, mai depindem de încă un factor, al treilea factor, spuneam, care ne frânează lucrurile, este vorba de SECE Electrica, o companie de stat, care nu a înțeles de la început să-și facă treaba. Nu a înțeles că odată cu proiectul nostru trebuie să-și introducă în subteran cablurile pe care ei le au, după numeroase discuții și intervenții și presiuni adevărate asupra lor, iată că acum au demarat abia procedura de licitație și, din păcate, trotuarele nu le putem reface cum apar în proiect și cum sunt prezentate dumneavoastră decât anul viitor, pentru că ei ne întârzie foarte mult pentru reabilitarea lor. Licitațiile trebuie așteptate, ofertele trebuie discutate. Da, dar noi am anunțat de 4 ani de zile. Da. Toți ceilalți deținători de utilități, respectiv furnizorii de telefonie, de cablu, cei de la gaze, toată lumea și-a făcut treaba, cu excepția celor de la Electrica. Acum sper că să-și facă și ei treaba, pentru că lucrările sunt, cum spuneam, puțin întârziate. Ne-am luat încă de la început măsuri pentru devierea circulației și în ceea ce privește transportul în comun, în ceea ce privește traficul prin oraș. Evident, e un disconfort, pentru că sunt străzi înguste, trebuie să o ocolești, ca să ajungi un anumit punct în centru, trebuie să ocolești poate pe străzi laterale, unde se circulă mai greu, dar asta este un sacrificiu care cred eu că merită. Ați vorbit despre piedicile pe care le-ați întâmpinat în momentul în care ați decopertat. Sunt lucrări care, pe de-o parte, vă întârzie, dar pe de altă parte vă solicită și financiar suplimentar. Ați prevăzut astfel de cheltuieli în proiect sau alocați acum din bugetul local pentru... Sunt cheltuieli diverse și neprevăzute, pe care le-am discutat și cu consultantul. Sunt prevăzute lucrări diverse și le vom finanța prin acest proiect european. O parte probabil vor trebui să fie suportate din bugetul local. Dar aceste lucrări trebuie făcute. Nici nu mai stăm acum să ne uităm de unde le vom finanța, pentru că fără ele e clar că înseamnă să închidem tot și peste 3-4 luni sau un an de zile să ne trezim că drumul acela se va prăbuși. Sunt lucrări care sunt necesare și vor fi făcute. Că, cum spuneam, chiar discutam cu câțiva cetățeni care erau sceptici că se va termina proiectul și le-am spus că n-am avut niciun proiect pe care să-l încep vreodată să nu-l termin. Așa încât și reabilitarea zonei centrale se va termina. Să știți că ne întreabă telespectatorii dacă Sinaia Forever va mai fi în acest, următorul sezon va mai fi în aceste condiții. Următorul sezon de Sinaia Forever, dacă va mai fi în aceste condiții, ținând cont că centrul stațiunii arată cum arată. Da, e vorba de festival. Cred că se referă la festivalul Sinaia Forever. Da, festivalul se va ține, cum ținem toate evenimentele pe care noi le avem. Deci nu s-a închis absolut nimica. Încă o dată vreau să spun, circulația în centrul orașului nu este absolut deloc închisă. Se ajunge oriunde, la orice hotel în zonele de atracție turistică, la Peleș, la Casino, în parcul orașului, la Telegondolă, peste tot sunt drumuri de acces și se poate ajunge peste tot în siguranță și turiștii trebuie și pot să vină ca și până acum la Sinaia. Festivalul Sinaia Forever se va ține. Dacă nu vom reuși să reabilităm complet zona centrală, să refacem carosabilul, se va ține în parcul orașului și pe străzile din jur. Deci cu siguranță nu anulăm nici o competiție sportivă, nici un eveniment cultural, nici un eveniment de promovare a orașului și cu atât mai puțin festivalul Sinaia Forever. Până la venirea zăpezilor, știm prea bine că pe Valea Prahovei zăpezile vin mai repede și sunt bine venite de fiecare dată, la ce ar trebui să ne așteptăm? Cum o să arate în acest an ceea ce dumneavoastră ați demarat? Ținând cont și de aceste mici întârzieri.
cu siguranță carosabilul va fi refăcut și se va putea circula peste tot. Deci nu va fi închisă circulația pentru sezonul de iarnă pe nicio stradă. Vor fi refăcute partea de carosabil, mai puțin trotoarele, unde, repet, suntem întârziați de cei de la Electrica. Și acolo trotuarele vor rămâne o parte între ele desfăcute și vor fi refăcute anul viitor. Dar, repet, nu începem să desfacem o nouă zonă de trotuare dacă nu vom și reface. Avem un telefon, avem un telespectator la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă așteptăm. Vă ascultăm. Vă și așteptăm. Pentru domnul primar o întrebare, sper să nu deranjăm prea tare. În legătură cu canalizarea din zona Fundătura Voluntari, dacă ar putea să ne dea și nouă un răspuns, domnul primar, se poate? Din ce zonă? Fundătura Voluntari. Fundătura Voluntar, da. Da, sigur. Deci Fundătura Voluntar nu este prinsă în acest proiect. Ea a fost propusă de noi să se realizeze pentru un proiect pe care l-avem parteneriat cu Consiliul Județean Prahova, un proiect de la fel de canalizare a tuturor străzilor din oraș care au rămas necanalizate. Știu de ea, de aceea nici n-am asfaltat Fundătura Voluntară acum câțiva ani de zile și doar am reabilitat-o. Sperăm că prin acel proiect se facă, refacă canalizarea acolo. Se facă canalizarea, că de fapt nu există. Da, nu știu dacă este vorba despre același telespectator sau o altă persoană care ne întreabă în ce măsură vă veți ocupa și de celelalte zone ale orașului. Atât timp cât aveți acest proiect de mare învergură. Cred că persoana respectivă nu locuiește în Sinaia, pentru că cine locuiește știe că mă ocup de toate zonele din oraș și în toate zonele s-au făcut investiții majore în ultimii 8 ani de zile, o spun cu poate cu o totală lipsă de modestie, dar s-au dezvoltat toate zonele și dacă acum 9 ani de zile nu erau înlocuite decât 5% din conductele de apă, iar de canalizare nici una, acum sunt în proporție de 80% apa și de 60% canalizare. Da, dacă are vreo zonă precisă, așa cum a fost da, să spuneți cu ce e vorba și putem da, să îi dăm lămurii să ne dea toate indicațiile. Domnul primar, pentru cei care nu au văzut emisiunea trecută, pe scurt, cum ar trebui să arate stațiunea Sinaia odată finalizat acest proiect? Așa din imaginile pe care le avem și aș dori să le dea colegii mei peste noi în timp ce vorbim ca să vadă și telespectatorii, arată bine. Proiectul arată foarte bine. Ce o să fie nou? Da, am să vă spun, o să reiau puțin ce am mai spus. În primul rând, deci, refacem tot centrul orașului. De la intrare în oraș spre București, de la Biserica Sfântul Ilie, până la ieșire spre Brașov, intersecție cu varianta orașului, carosabilul, trotuarele, se schimbă sistemul de iluminat, va fi un sistem de iluminat modern, atât pe carosabil cât și pe trotuare, cu stâlpii ornamentali. Se creează foarte multe zone pietonale. De exemplu, aceasta este o zonă pietonală în fața fostei poștei a orașului, unde va fi o zonă de promenadă. La fel, stații de autobuz vor fi create, noi stații de autobuz, toate cablurile spânzurate pe stâlpi pe care le întâlnim peste tot, din păcate, în țară, vor fi introduse în subteran, vor fi noi cabinete telefonice, mobilier urban modern, mai multe locuri de parcare, o zonă mult mai ușor, un trotuar mult mai ușor accesibil spre intrare în parc, panouri, după cum vedeți, panouri de informare moderne, jardiniere, deci cred că centrul orașului va arăta cu totul altfel. Spuneau foarte mulți și pe bună dreptate că zona din fața actualului complex comercial în Sinaia arată foarte rău. Nu am intervenit deloc acolo în ultimii ani de zile, pentru că depusesem acest proiect acum 4 ani de zile, iar dacă schimbam ceva, pierdeam finanțarea. Acolo trotuarul este deplorabil și este extrem de deteriorat. Nu s-a reparat de 30 de ani, poate. Și se înlocuiesc complet trotuarele cu pavele din granit, bordurile vor fi din granit, chiar speciale, nu vor fi acele borduri care s-au montat prin borduri Videanu, care s-au montat prin București, foarte înguste, aduse din China, ci vor fi borduri adevărate, late, cum trebuie să arate un oraș de munte. Este un proiect de amploare, știu că și finanțarea este una importantă și este un proiect de care v-ați ocupat îndeaproape. Discutam și emisiunea trecută, dumneavoastră spuneați că ați conceput mare parte din acest proiect. Dar împreună cu arhitecții cu care am lucrat, nu este un proiect ușor, e un proiect extrem de complex, cum spuneam,
ne lovim de foarte multe lucruri, la fel sunt foarte multe etape birocratice care îți frânează acest proiect, dar el are o valoare de în momentul de față licitată de vreo 15 milioane de euro, au fost la dispoziție 20 de milioane, dar la licitație au scăzut la 15 milioane de euro. În afară de lucrările despre care am vorbit, se vor monta în jur de 30 de camere de luat vederi peste tot în zonele cu potențial risc infracțional în oraș, în parc, în zona centrală, la centru cultural, la spital, la școli, la grădinițe. Va fi un centru de monitorizare la primărie, unde o echipă a poliției locale va monitoriza 24 din 24 și vor acționa eficient acolo unde apar probleme. Asta este un lucru bun, aviz amatorilor, prin urmare o să fie Big Brother peste tot, mai ales că este și stațiunea, este foarte populată, știm prea bine că la munte este tot timpul sezon, fie vară, da, fie iarnă. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim pentru a discuta și alte subiecte importante. Rămâneți alături de noi pentru a vedea ce se întâmplă în acest weekend la Sinaia. Descoperă mobilitatea televiziunii regionale VPTV. Urmărește gratuit emisiunile tale preferate pe mobil, tabletă sau pe internet la www.vptv.ro. Octopus Car Wash, spălătorie auto de top, pe strada Vornicei, numărul 6, lângă Registrul Comerțului. Octopus Car Wash, produse profesionale, personal calificat. Mașina ta va fi ca nouă, iar între timp ție îți stă la dispoziție aparatul de cafea. Octopus Car Wash, strada Vornicei, numărul 6. Față de la primărie, unde se lucrează. Am revenit, vorbim despre Sinaia și poate pentru mulți dintre dumneavoastră, pentru cei care nu ați fost în ultima vreme acolo, dacă ajungeți, o să fiți oarecum surprinși de felul în care arată acum centrul stațiunii, dar să știți că întotdeauna șantierele sunt benefice pentru că acolo urmează să arate totul foarte, foarte frumos. În prima parte a emisiunii am discutat despre proiectul de anvergură care este acum în derulare. O să-i rog pe colegii din regie să ne mai dea odată imaginile cu acest proiect, pentru că mai avem niște lucruri de completat despre modul în care o să arate centrul stațiunii. Sunt, cum spuneam, multe lucruri care se vor schimba prin acest proiect. E foarte interesant acel amfiteatru, mini-amfiteatru care se creează în fața primăriei, unde va fi un loc de dezbatere cetățenească, unde oamenii se pot întâlni, unde putem discuta cu ei, unde pot să se relaxeze. Cum spuneam, prin acest proiect vom extinde foarte mult partea pietonală în detrimentul circulației rutiere. Exact, da. Și vor fi mai multe, mult mai multe zone pietonale, mai multe zone verzi. Se vor realiza și încă câteva sensuri giratorii în principalele intersecții din oraș, câteva fântâni arteziene și toate aceste lucruri cred că vor aduce un plus de imagine și de forță orașului nostru. Un plus de imagine o să fie și muzeul orașului Sinaia, este în curs de amenajare. Ce trebuie să știm despre acest muzeu? De altfel, na, vizitatorii când vin de obicei într-o stațiune, vin ca să meargă la Castelul Peleș și în cazul de față și la muzeul, la casino, în parcuri, aveți acolo câteva destinații foarte, foarte bine definite. Pe lângă oferta variată pe care o avem, Castelul Peleș, Castelul Pelișor, Muzeul George Enescu, Muzeul Bucegi sau Mănăstirea Sinaia, se simțea nevoia și de un muzeu al orașului. Un muzeu în care nu neapărat să vezi ceea ce vezi la Castelul Peleș sau în cealaltă zonă. Sinaia are o mare tradiție în ceea ce înseamnă sporturile de iarnă. Bazele sportului de iarnă în România s-au pus în Sinaia. Tot ce înseamnă bob, schi alpin, avem rezultate extraordinare în timp și aceste lucruri trebuie cunoscute de cei care ne vizitează. Și avem un castel care era în paragină, este una din cele mai vechi clădiri din Sinaia,
a aparținut generalului Florescu, e un castel superb, care, unde a funcționat mulți ani de zile trezoreria orașului și era în paragină, a revenit înapoi la primărie și lucrăm în amenajarea lui. O să vedeți cum va arăta undeva la sfârșitul lunii septembrie-octombrie, când vor fi finalizate lucrările. Am început o campanie și mă bucur că sunteți alături de noi parteneri în promovarea ei, de a contacta cât mai multă lume pentru a da donații către muzeul orașului. Donațiile în ce trebuie să constea? În bani, în obiecte? În absolut orice care amintesc de istoria orașului, și recentă, dar și mai puțin recentă. Și sunt foarte mulți oameni și în Sinaia și nu numai, și în țară, care au diverse obiecte. De exemplu, a venit cineva care are jetoane care se foloseau la casino pe vremuri. Alții au schiuri vechi sau săni sau cu siguranță și fotografii și orice lucru care amintește de Sinaia sau de o parte a istoriei orașului nostru dintr-o perioadă anume. Avem în cadrul primăriei, avem o linie telefonică și online, la fel pe Facebook se pot fi contactați, aveți acolo toate datele și sper ca în ce în ce mai mulți oameni să fie alături de noi în realizarea și dotarea acestui muzeu, care cred eu că ne reprezintă și va fi un plus pentru turiștii care vin și nu numai, ci și pentru sinenii care locuiesc, pentru a-și reaminti sau a cunoaște ceea ce s-a întâmplat în orașul nostru, care nu e un oraș vechi. A apărut acum 100 și ceva de ani, dar are foarte multe lucruri de spus și a avut. Sinaia a avut și are și în continuare foarte multe lucruri de spus în România. Pe de altă parte, este bine să facem precizarea pentru toți telespectatorii că vorbim despre donații, să nu aștepte cineva să primească ceva categorii, la schimb. Da. Donație înseamnă a da din ceea ce aveți, ceea ce are legătură, bineînțeles, cu Sinaia. Mai mult ca sigură. Va fi spus din partea cui a fost donat obiectul respectiv, va fi scris acolo. Asta este bine, este bine de știut. Mai mult ca sigur, foarte mulți dintre noi avem astfel de obiecte. În general, în momentul în care mergem pe undeva, vrem să luăm câte un suvenir și de multe ori avem poate obiecte foarte vechi de la bunica, de la bunicul și pe care vrem să le aruncăm pentru că ne încarcă casa. E bine, dacă aveți ceva legat de Sinaia, nu aruncați, mai bine donați muzeului. Cam când va fi gata tot acest proiect? Spuneam undeva, cred că o să-l inaugurăm undeva în septembrie-octombrie. Va fi gata, se lucrează la ultimile finisaje. Sperăm să avem și aceste obiecte ca să putem să-i dăm drumul. Dacă nu reușim să le strângem la timp, probabil vom mai amâna termenul. Muzeul este conceput pe două nivele. La primul nivel, vedeți acolo în poză, de sus, vor fi expozițiile permanente, iar la partea de demisol vor fi expoziții temporare, expoziții de pictură, sculptură sau și alte obiecte. Pe de altă parte, data trecută când ne-am întâlnit, am vorbit și despre spital, un alt proiect măreț, un alt proiect mult așteptat, nu numai de către sinaieni, de către toți românii, că toți românii se îndreaptă pe timp de iarnă spre munte și spre Valea Prahovei. În ce stadiu sunt lucrările acolo? Din păcate, eu aș fi vrut acum, când vin la dumneavoastră la emisiune, să spun că lucrările au demarat și că lucrăm din plin la spital. Spun din păcate pentru că toate metodele birocratice ne-au împiedicat să demarăm până în acest moment lucrările. Au fost luat foarte multe avize, a fost documentația extrem de laborioasă și de stufoasă și ne-a fost întoarsă de foarte multe ori. În momentul de față suntem în licitație, s-a dat anunțul și urmează să depună ofertele pentru realizarea investiției. Cred că undeva în luna septembrie vom ști cine va fi câștigătorul licitației și sper să înceapă în forță lucrările, pentru că deja avem alocați bani pentru anul acesta. Avem acel parteneriat, Consiliul Județean Prahova, care a fost alături de noi încă de la început în realizarea acestui proiect și sper ca împreună să facem un spital unic în țară, pentru că este singurul spital clinic de urgență situat într-o zonă montană, așa cum sunt spitale similare în zona, să zic, Courchevel sau Innsbruck, din Austria sau Courchevel din Franța, spitale care deservesc nu numai
pe cetățenii, pe locuitorii din zonele respective, ci și pe turiștii care vin la munte, la schi sau și vara pe munte. Mai mult decât atât, este singurul spital care va fi în apropierea autostrăzii care se va construi. A apărut un element nou de susținere a acestui proiect, faptul că spitalul din Sinaia va fi aferent autostrăzii Comarnic-Brașov. Și va fi cel mai aproape de pe autostradă de ieșitle. Da, este o noutate și este bine că ați făcut această precizare, pentru că de multe ori trăim cu această îngrijorare în momentul în care se întâmplă, că se întâmplă pe autostrăzi. Am văzut și astăzi o serie de evenimente neplăcute. Unde mergem? Cum ajungem mai repede acolo? Este bine de știut, este în apropiere și de Ploiești și de Brașov și, din păcate, vor fi mai mult ca sigur astfel de incidente. Să sperăm noi cât mai puține și, de asemenea, să fie cât mai repede gata acest spital. Ați precizat data trecută un lucru foarte important prin care doriți să atrageți medicii, prin faptul că oferiți locuințe pentru cadrele medicale care vor lucra în acest spital și doriți să atrageți cadre medicale foarte bune. E un proiect pe care l-am demarat acum aproape un an de zile și care a dat rezultate. Avem deja 3 medici care beneficiază de aceste locuințe, mai vin încă alți 3, mi se pare că unul deja a și venit și ceilalți vor veni din toamnă, pentru că e o mare facilitate să le ofer locuință în condițiile în care la Sinaia sunt extrem de scumpe locuințele. Pentru noi, cum spuneam, alături de învățământ, sport, sănătatea este extrem de importantă și vrem să construim o structură de sănătate durabilă în Sinaia. Despre telegondolă, ce ne puteți spune? Și aici știu că aveți noutate, de altfel ați venit în această seară cu o serie de evenimente pregătite și pentru sineni și pentru turiști. Faceți tot posibilul să aveți un flux cât mai mare de turiști. Da, deci pentru telegondolă avem un traseu nou pentru cei care practică mountain bike-ul, care merg cu bicicletele pe munte, se cheamă Happy Bear Trail, care este un traseu foarte foarte căutat de cei care urcă pe munte cu bicicletele, cum spuneam, și care au o ofertă specială, deci pot să urce cu bicicleta, plătesc 3 curse și merg de 5 ori. Pe de altă parte, pentru grupuri, în vara aceasta avem o ofertă specială, discount de până la 20% pentru grupuri între 20 și 50 de persoane. Da. Și care la fel a fost promovată și văd că deja au venit de la hotelurile importante din oraș și au venit deja să caute această ofertă. Este important, mai ales că spuneți că sunt și evenimente foarte căutate. Au început tinerii să practice din nou sportul. Ați văzut în ultima vreme persoane mai dornice. A fost o perioadă în care sportul era undeva la punctul mort. Da. Acum am văzut că există și tendința aceasta a părinților de a-și îndruma copiii către sport. Nu știu, pe Valea Prahovei, și Sinaia este o destinație unde sportul e primordial. Mă interesează dacă vedeți acest... Categoric, da, din ce în ce mai mulți tineri vin și preferă să nu stea numai în pub-uri sau în discoteci sau să stea în fața calculatorului, ci să iasă efectiv în natură. Și urcă din ce în ce mai mulți pe munte. Evident, nu așa de mulți cum urcau pe vremuri până în anii 90, dar încet, încet redescoperă natura. Iar eu, în calitatea mea de primar, întotdeauna am susținut sportul, am și făcut sport de performanță, am făcut schi alpin și acum automobilism. Am susținut sportul, am înființat acum 8 ani de zile un club sportiv, clubul Carpați Sinaia, care ne mândrim în oraș și la care, în momentul de față, sunt peste 200 de copii din Sinaia, care fac sport de performanță. Și avem rezultate excelente și la schi alpin, și la snowboard, și la tenis de câmp, și la fotbal, și la... nici nu mai știu ce mai avem, și la automobilism, avem și mai multe discipline sportive. N-a fost întrebarea întâmplătoare, am văzut pe rețelele de socializare foarte multe persoane care doresc să meargă cu bicicleta prin țară și se plâng că nu sunt încurajați. Nu sunt încurajați de autorități prin realizarea de piste de bicicletă, iar atunci când fac mountain biking nu sunt încurajați prin amenajarea traseelor. Aici, la Sinaia, știu că de ani de zile se practică și am văzut de altfel că foarte multe dintre aceste trasee
au. Da, în afară de acest traseu pe care l-am inaugurat anul acesta, mai sunt încă două în proiect, se lucrează la ele, nu știu dacă vor fi finalizate anul acesta, pentru că nu știu dacă timpul ne permite, vedeți că plouă foarte des, dar vor fi finalizate. În afară de aceste trasee, sunt și câteva concursuri. Chiar în toamnă va fi un concurs internațional, a fost un alt concurs la care primăria a fost parteneră de bicicliști care au plecat din Sinaia până la vârful Omu. Și au participat foarte mulți, foarte mulți pasionați de acest sport. Am văzut că ați amintit de foarte multe ori în această emisiune ploaia. Nu știu dacă trebuie să ne plângem, se apropie Sfântul Iulie. Știm prea bine că este cel care aduce ploile. Și de altfel, dumneavoastră ați amintit și de Biserica Sfântul Iulie din localitate și știu că aveți o procesiune foarte frumoasă acolo. Da, eu sper că de data aceasta Sfântul Ilie să fie alături de noi și să nu mai aducă atât de multă ploaie la Sinaia, ci să aducă și vremea bună. Da, vineri, pe data de 19, de la ora 5 după amiază, va începe procesiunea din fața, de la Biserica Sfântul Ilie, se va merge până spre Parcul Central, unde se vor depune, ca de fiecare dată, lumânări în jurul fântânii arteziene din parc. Participă foarte multă lume și un eveniment extrem de căutat, ci vin foarte mulți turiști, dar și sinaieni. O să avem și fanfara, avem un sobor de preoți care va intona rugăciuni de binecuvântare pentru orașul nostru ca de fiecare dată. Va fi un eveniment foarte frumos la care vă invităm și pe toți cei care se uită la emisiune, invităm la Sinaia. Da, asta a spus dumneavoastră, vineri pe 19 iulie o să înceapă, sărbătoarea este pe 20 iulie, de altfel sâmbătă aveți un alt eveniment foarte important care o să se desfășoare chiar în ziua de Sfântul Ilie. O să înceapă de pe 20 și continuă pe 21 și dumneavoastră ați venit un pic antrenat la emisiune. Este vorba de Campionatul Național de Viteză în Coastă, etapa de la Sinaia, Trofeul Sinaia. Suntem la 5-a ediție, este, din punctul meu de vedere, cel mai spectaculos traseu din țară, de fapt singurul care se desfășoară din Campionatul Național în oraș. Eu l-am asemănat de multe ori cu cel de la Monte Carlo, care este un circuit prin oraș, chiar dacă comparația este puțin forțată, totuși cred că avem și aceste lucruri în comun cu Monte Carlo. Este extrem de spectaculos, oamenii au ce să vadă, nu sunt undeva în câmp sau în pădure, pot să vadă traseul, sunt foarte multe zone, la mănăstire, în zona Telegondolei sau și în zona Furnica, unde pot staționa și pot să vadă această cursă care este extrem, extrem de spectaculoasă. Este a 5-a ediție, aveți deja un pic de istorie în acest domeniu. Nu numai că e a 5-a ediție, dar am reluat o tradiție care se desfășura în perioada interbelică, când se desfășura viteza în coastă de la Sinaia, era celebra viteza în coastă de la Sinaia, se desfășura undeva pe drumul Cotei în anii 30 și iată că acum 5 ani de zile am reluat această cursă și în paralel cu concursul de viteză în coastă de automobilist sportiv am organizat acum aproape o lună de zile și un concurs de eleganță la care au fost mașini de epocă, cele mai frumoase mașini de epocă din țară au participat, la fel ca pe vremuri, la fel ca pe timpul regelui Carol al II-lea când se organizau astfel de concursuri în Sinaia. Deci Sinaia are o tradiție în tot ceea ce înseamnă automobilismul și nu de ieri de azi, de foarte mult timp, de la începuturile sale. Și atunci era prinse chiar în campionatul european. La fel și acum, concursul, de exemplu, de eleganță, de mașini de epocă, este prins în calendarul competițional al Federației Internaționale al Autovehiculelor, Automobililor Rutiere, istorice. Ceea ce e un lucru cu care ne mândrim și care, iată, că are o continuitate. Înscrierile s-au făcut deja, mai urmează să se mai înscrie și dintre personalități pe cine or să vadă turiștii, spectatorii de altfel prezenți. Sunt cei care participă la campionatul național în toată țara, piloți cunoscuți ca Andronic sau va fi la deschidere și Vali Porcișteanu. Evident, cred că ca de fiecare dată va veni domnul Călin Popescu-Tăriceanu, care este un pătimit al acestui sport, concurează pe o mașină din anii 60, dar întotdeauna a avut rezultate foarte bune. Și sperăm ca și anul trecut, când am avut aproape 80 de participanți, și anul acesta se înscrie. Până în momentul de față s-au înscris 49 de piloți,
mai au timp, mai sunt câteva zile în care vor veni. Sunt foarte mulți care vor să vină la Sinaia, pentru că la Sinaia au o vizibilitate maximă, vin foarte mulți spectatori, vin foarte mulți suporteri, iar și sinaienii și mai ales cei care locuiesc în zona respectivă, cu toate că în acele zile sunt deranjați, pentru că ies mai greu din casă, e zgomot de la mașini, sper că ca de fiecare dată efortul lor și sacrificiul lor să merite, pentru că văd un spectacol deosebit. Anul acesta avem înscrise în curse și două mașini Ferrari de concurs, care sunt extrem de spectaculoase și care cu siguranță vor face un show. Să vede că sunteți pasionat, vorbiți cu atâta lejeritate și cu atâta drag despre acest eveniment. Haideți da, pentru că și eu participi la el, cu toate că aveți am voie experiență. Să câștigați? Cum? Aveți voie să câștigați sau va trebui să lăsați? Da, dacă reușesc, o să câștig. Numai că la clasa la care particip, la H3, e o bătaie foarte mare anul acesta. Anul trecut am luat locul 3 și la clasa H3 și la automobile diesel, ceea ce a fost o mare realizare, pentru că, din păcate, ceea ce fac zi de zi nu-mi permite să mă antrenez și n-am reușit să mă dau la altă etapă de viteză în coastă în țară. Mi-am dorit de fiecare dată să merg ba la Râșnov sau la Teiu, dar nu am reușit să ajung, particip doar la Sinaia, dar în câteva zile, printre semnături, prin rezolvarea unor probleme la primărie, găsesc câteva ore, minute, ce să mă antrenez puțin. Ce constau premiile? Sau sunt simbolice? Practic este pasiunea. Sunt simbolice. Se dau cupe. Cupe și diplome le dăm la fiecare. Participăm și avem o cupă foarte mare care este expusă în holul primăriei și care va câștiga cel care câștigă 3 etape consecutive. Deocamdată nimeni n-a luat-o și este în continuare expusă în holul primăriei. Văd că pe 20 iulie se vor desfășura 3 recunoașteri de traseu și 3 antrenamente cronometrate. Startul se va da de lângă cazinoul Sinaia, la intersecția străzilor Octavian Goga, Mănăstirii și Eroilor, iar sosirea este programată la telegondolă. Practic, trofeul o să fie pe 21, duminică, respectiv cele două manșe de concurs. Atunci vor fi emoțiile mari. Pentru ceilalți turiști, cei care nu vor să asiste la acest eveniment, circulația cum se va desfășura? O să fie perturbată? Ea va fi închisă până prin oraș, va fi închisă de la rondul de la intersecție cu strada Osta până la ieșire spre Castelul Pereș. Dar cei care vor să viziteze Castelul Pereș o pot face folosind parcarea de la gara. Avem o parcare mare la gara unde pot parca autocarele. De acolo transportul în comun îi poate duce până spre intrare la Castelul Peleș. Mai mult decât atât, tot ce înseamnă, toți cei care vin spre București pot să ajungă până la zona Aosta, intersecție cu Bulevardul Carol I. Deci nu se va închide circulația complet în zona centrală. Sunt și zone alternative unde pot să urci spre partea de Furnica, prin zona Aosta cu Gălnicianu și pot să ajungă și în zona respectivă. La fel și celelalte muzee, George Enescu de pe Cumpătul se poate vizita fără probleme în această perioadă, se poate urca și pe munte cu telegondola. E adevărat că de data asta, în acest weekend, nu se poate ajunge cu mașina până în fața telegondolei, dar cred că până la urmă, puțin vin la munte, se poate exact, face, vin la munte să faci un pic de mișcare, să respiri aer curat. Și noi va trebui să încheiem emisiunea în tonul în care ne-am obișnuit, cu un pic de politică. L-așteptați și pe nou ministru al transporturilor, va fi din PNL, din partidul dumneavoastră. Da, din câte înțeleg, va fi domnul Ovidiu Silaghi, care a mai fost la minister, are o experiență bună, se pricepe, sper să facă treabă bună. De contribuția domniei sale, de ce ar fi nevoie pe Valea Prahovei? Trebuie să explicăm că chiar am discutat cu dumneavoastră înainte de emisiune și spuneați că o să vorbim despre influența Ministrului Transporturilor pe tot ce înseamnă drumuri și autostrăzi. Și trebuie să explic foarte clar telespectatorilor dumneavoastră că nu depinde de Ministrul Transporturilor absolut deloc această investiție. Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi separat. E trecută, da, e la Ministerul Marilor Proiecte, care e condusă de domnul Șova. Deci pe dânsul trebuie să-l certăm dacă autostrada nu începe la timp și dacă lucrările trenează sau dacă sunt cozi pe șosea. Ministrul Transportului se ocupă tot ce înseamnă transportul pe căi ferate,
pe și aici avem o mare problemă, că la fel ne ia destul de mult de la București până la Sinaia să ajungem și costurile sunt... Nu, costurile sunt mari, dar acum nu. Acum se ajunge relativ repede, numai că din păcate foarte puțin folosesc transportul pe calea ferată. Linia s-a modernizat acum câțiva ani de zile, se ajunge destul de rapid. Noi am introdus o cursă specială și vara și iarna de la gară până la gondolă pentru cei, și mai ales iarna pentru cei care vin la schi. Din păcate, foarte puțin folosesc acest mijloc de transport și toată lumea este comodă și obișnuită să ajungă, vrea să ajungă neapărat cu mașina, direct într-o anumită zonă. Eu cred că trebuie să ne reorientăm, numai cum spuneam, spre biciclism, ci spre ciclism, dar și spre partea asta de transport și cu, în comun cu trenul. Cred că, cum spuneam, revenind la Ministerul Transportului, cred că este o decizie ok ca domnul Silaghi să conducă ministerul, cum spuneam, are experiență și va continua, pentru că ministrul Relu Fenichiu chiar a avut rezultate în absorpția fondurilor europene, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat în ultimii ani de zile și a avut rezultate bune și sper că domnul, și sunt convins de fapt că domnul Silaghi va continua această absorpție. Credeți că problema cu anii o să facă să fie o nouă schimbare în viitorul apropiat? Vedem că se leagă anchetatorii de orice amănunt pentru a mai pune bețe în roate pe aici și pe acolo. Nu neapărat se leagă anchetatorii, se leagă foarte mult și mass media și din țânțar fac armă să... Dar e normal, asta trebuie să ne obișnuim, trebuie să suntem într-o țară liberă, fiecare poate să spună ce vrea. Din câte am înțeles, pentru că nu pot să spun că stăpânesc foarte bine subiectul, dar din câte am văzut în presă, domnul Silaghi a fost achitat în acel dosar. În prima fază, decizie finală. Da, eu sper să rezolve, dacă nu mai avem încă 10 variante pentru încă 10 miniștri ale transporturilor. Am înțeles, vă mulțumesc frumos pentru prezența în studio. Prin urmare, în weekend sunteți așteptați la Sinaia. Dacă ajungeți vineri, o să prindeți procesiunea de Sfântul Ilie, iar în weekend o să fie campionatul național de viteză în coastă. O să aveți ce vedea în acest weekend. Vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc foarte mult și îi aștept pe toți cei care s-au uitat la emisiune și nu numai să vină la Sinaia. Sinaia nu este închisă datorită lucrărilor, și se poate vizita și avem foarte multe evenimente permanent. Noi ne revedem mâine seară de la 18:30. Până atunci rămâneți pe VPTV. La revedere!